la o funcție aleasă, pentru că până la urmă forța unui om politic constă în aceea de a putea merge în fața electoratului și de a obține sau nu votul lor funcție de proiectele pe care le are și de ceea ce poate oferi oamenilor. Motiv pentru care eu cred și repet, Organizația Cluj are oameni valoroși care oricând ar putea să candideze la o astfel de funcție, am și spus-o, atât pentru ceea ce înseamnă Consiliul Județean, cât și pentru ceea ce înseamnă primăria. Și am nominalizat practic cei care, în opinia mea, deja au primit un vot din partea clujenilor, și aici am în vedere parlamentarii de Cluj și, evident, având o nouă funcție de ministru în Guvernul României, cred că și el poate, având în vedere că are aceste calități pentru a fi ministru, poate să candideze și să-și asume o candidatură în fața clujenilor. Cred că aceasta este o chestiune normală într-un partid, ca de fiecare dată când se ivește posibilitatea unor alegeri, liderii politici ai partidelor să-și asume acest rol de a aduce voturi pentru partid, pentru că un om politic fără voturi practic nu are valoare.